Dumnezeu e cu tine, dar El să nu fie. Când ai impresia că Dumnezeu este cu tine, dar El să nu fie. Crezi că poți trăi oricum, să faci orice vrei și Dumnezeu să fie cu tine întotdeauna? Aș dori să deschidem Biblia la cartea Iosua, capitolul 7, de la versetul 1 la 26. Crezi că dacă ai făcut un legământ cu Domnul, în apa botezului, Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine? Crezi că dacă îi te închini în fiecare duminică, Dumnezeu va fi întotdeauna cu acțiunile tale? Oare să fie așa? Și în lumina Scripturilor mă vedea trei situații în care vom afla răspunsul împreună. Și voi citi din Iosua, capitolul 7, de la versetul 1 la 26. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au zis: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2.000 sau 3.000 de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o stăni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordan ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce vom zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit! Au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeu Israel. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ți pierd vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucru dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sor se va apropia pe familie și familia pe care o va arăta Domnul prin sor se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc. El și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat din dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui. Și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familia lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic.
Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă din Șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus la Iosua și tuturor copiilor Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile cortului și tot ce era lui și i-au suit în Valea Cor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit și pe tine te va nenoroci Dumnezeu azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-a ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din ținerea mâniei lui. Amin. Iosua, împreună cu poporul Israel, a avut o victorie deosebită la Ierihon. Iosua era un om al lui Dumnezeu care asculta întru totul de Domnul. Era călăuzit de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi spunea, Iosua înconjoară cetatea, de șapte ori înconjura. El mereu asculta de Dumnezeu. Și a reputat o victorie mare la Ierihon și apoi a urmat să dea din nou o bătălie la cetatea Ai, o cetate mai mică, cu mai puțini oameni. Și când s-au dus la luptă, ei aveau impresia că Dumnezeu era în continuare cu ei. Și au zis, sigur vom câștiga această luptă. Fără îndoială. Fără îndoială că Dumnezeu este cu noi. Și foarte repede vom câștiga. Impresia că Dumnezeu este cu ei. S-au dus la luptă și au fost izgoniți. S-au dus la luptă cu impresia că Dumnezeu este cu ei și au fost izgoniți. Vedeți? Poate să fie cazul în viața ta când după o victorie mare spirituală mergi mai departe și ai impresia că Dumnezeu este cu tine și când colo s-ar putea să fii înfrânt. S-ar putea să fii înfrânt și nici măcar să nu-ți dai seama că Dumnezeu nu a mai fost cu tine în acea acțiune. Ce a făcut Iosua? S-a pocăit în stac și cenușă împreună cu bătrânii Israelului și au căutat fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, n-am mai fost cu voi pentru că cineva din poporul tău a păcătuit. De fapt, Dumnezeu le poruncise la prima bătălie de la Ierihon ca toată prada, tot ce au câștigat, tot ce au luat să fie închinat Domnului. Totul pentru Dumnezeu, nimic pentru ei. Și unul dintre oameni, Acan, un războinic, s-a dus în bătălie frumos și a văzut o manta frumoasă, bă, dar frumoasă, bă, haină frumoasă de firmă. Bă, hai să o iau eu. Nu știe nimeni. Nu știe poporul ce fac eu. Mă, o ascund în cort, o bag în pământ. Am văzut și o placă de aur. Vai, și alte lucruri. Ce știe? Știe nevasta. Dar să nu spui la nimeni. Parcă văd că i-a spus la soție. La toată familia, la copii. Băi, nu spuneți. Și ce dacă a zis Dumnezeu să închinăm toate lucrurile lui? Nu știe nimeni. Dumnezeu nu știe. Iosua, nu află nimeni. Și totuși, vedeți? În Iosua, capitolul 7, versetul 10-11, Dumnezeu nu se referă doar la Acan ca păcătuit. Spune și la versetul 11, te rog, spune că Israel a păcătuit. Nu i-a spus lui Iosua când, după ce s-a pocăit Iosua, măi, la tine ai o familie care a păcătuit, ai o persoană care... Nu, i-a zis, Israel a păcătuit. Au călcat legământul pe care l-am dat. Israel a păcătuit. Și până nu au dat la o parte lucrul acela, până Dumnezeu a zis, până nu scoateți lucrurile acestea care trebuiau să fie închinate Domnului, nu voi merge mai departe cu voi. Și iar un lucru interesant, că s-a tras la sorți
până s-a ajuns la familia lui Acan. Ce interesant! Dumnezeu să tragă la sorți. Spune, care e vinovat? Din ce cauză nu merge lucrarea? Din ce cauză nu avem bătălii câștigate? Și să Dumnezeu să tragă la sorți. Ia să vedem. Din familia cu tare, în familia cu tare. Și să rămână o familie. Și toți strămurau. Oare să fie așa? Și într-adevăr s-a descoperit că Acan a păcătuit. Dumnezeu s-a descoperit și prin tragere la sorți. Asta nu trebuie să fie o regulă pentru noi, dar în cazul acela excepțional, Dumnezeu s-a descoperit. Și să vedeți cum a ajuns păcatul, cum a ajuns să păcătuiască Acan. Iosua, capitolul 7, versetul 20 și 22. Poporul Israel la luptă, Acan ajunge la un moment dat și 21, te rog, versetul 21, ce spune Acan? S-a dus la luptă, m-a dus la luptă, am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear. 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. L-am văzut! Ce frumoase erau! Sigur trebuie să fie ale mele. Le-am văzut cu ochii, am văzut. Și apoi le-am poftit. Le-am văzut, am poftit și le-am luat. Și iată sunt ascunse în pământ. Vedeți? Trei lucruri se întâmplă atunci când păcătuiești. Mai întâi vezi. Vezi. Bă, dar ce frumoasă este fata asta! După aia poftești și după aia acționezi. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Acan. Dar știți ce s-a întâmplat cu Acan și cu familia lui? A dus la nimicirea întregii familii. Și a lui și a familiei sale datorită păcatului său. Dar cel mai trist a fost că din cauza unei familii sau unei persoane, Israel a pierdut o bătălie. Și când s-a referit Dumnezeu la păcatul lor, s-a referit către tot Israelul, nu doar către Acan. O singură persoană a păcătuit și tot Israelul a fost considerat vinovat. Da? Din cauza unei persoane și unui păcat, tot poporul a pierdut o bătălie. Dar se poate și invers, dacă vă aduceți aminte cu David și cu Goliat. Da? Când David l-a învins pe Goliat, datorită unui om curajos, un om al lui Dumnezeu, da? Tot poporul a fost salvat. Tot poporul, pentru că dacă îl băteau pe Goliat, atunci era considerat învingător. A zis, stați voi un om și noi un om, la filistenii și cu izraeliții și dacă care va învinge, acela va fi câștigător. Datorită unei singure persoane a fost reputată o victorie importantă a Israelului. Când poți trăi cu impresia că Dumnezeu este cu tine, dar El să nu fie? Atunci când păcătuiești, când trăiești în păcat, atunci când vezi că în bătăliile vieții tu pierzi. Și mulți se întreabă, Doamne, dar de ce merge rău? Doamne, dar de ce vine boala mereu la mine? Doamne, dar de ce sunt mereu în sărăcie? Doamne, dar de ce nu merge bine? Unul din cazuri poate să fie pentru că tu trebuia viața ta să fie închinată Domnului, să trăiești în sfințenie, într-o viață curată și tu nu ai făcut lucrul acesta. Și poți să-L fi slujit pe Dumnezeu până atunci, puteai să te fi închinat și Dumnezeu să fi fost cu tine și la un moment dat te trezești că în luptele vieții tale tu pierzi. Ești învins de cel rău și tu ai impresia că ești cu Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu fie cu tine. Trebuia date totul să fie închinat Domnului. Tot ce au câștigat din bătălie. Un alt caz din Sfânta Scriptură, 1 Samuel, capitolul 4, de la versetul 1 la 11, o să citesc.
1 Samuel, capitolul 4, versetul 1 la 11. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâsere la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștilor care șade între heruvii. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și a zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Domnul venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor, cum au fost ei robii vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit la cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare. Din Israel au căzut 30.000 de oameni pe veștri. Amin. Poporul lui Dumnezeu merge la război cu filistenii. Da? Și au fost înfrânți la prima luptă. La a doua luptă au zis: luăm chivotul lui Dumnezeu cu noi. Noi suntem poporul lui Dumnezeu și dacă vine chivotul lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu noi. Și au luat chivotul lui Dumnezeu, acea ladă în care trebuia să afle, nu? Toiagul lui Aaron, mană, da? Și filistenii, când au auzit strigătul de bucurie, strigătul de victorie, și au auzit că, virgulă, chivotul ajunsese în tabăra Israelului, au zis: vai ce ne facem că Dumnezeu luptă acum pentru ei. Și toți au avut impresia că dacă aduc chivotul cu ei la război, ei vor învinge, că Dumnezeu va fi cu ei. Însă nu s-a întâmplat așa. Din ce cauză? Ei au avut impresia că dacă ei iau chivotul cu ei, Dumnezeu o să fie cu ei și o să învingă. Însă nu s-a întâmplat așa. Să vedem din ce cauză. 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli, chiar și preoții, au mers cu ei la luptă. Da? Spune așa că fiii lui Eli, care erau preoți, erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Fiii lui Eli erau preoți care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Adică dacă preoții care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și trăiau în păcat și veneau oamenii și spuneau la marele preot, la Eli, îi spuneau: fii tăi, uite ce fac. Și el îi mustra: măi, aveți grijă să nu faceți. O mustrare așa niște. Deci preoții trăiau în păcat. Poporul nu mai era cu Dumnezeu și au zis: noi, dacă aducem chivotul, noi o să câștigăm. Pentru că așa se întâmplase înainte, când era chivotul, Dumnezeu cu poporul la luptă, cu poporul Israel, atunci câștigau bătălie. Și se întâmplă ca să aduci închinare lui Dumnezeu, se întâmplă să faci lucruri pentru Dumnezeu, poți să ai cruciuliță la gât
Poți să-ți faci semnul crucii și să ai impresia că Dumnezeu este cu tine, dar Dumnezeu se rupe cu tine. Deci, poporul Israel au mers la luptă, însă preoții care au mers cu ei nu trăiau în curăție și în sfințire. Poporul nu era îndrumat ca să trăiască în frică de Dumnezeu și atunci degeaba au luat acea ladă, chivot Dumnezeu, care reprezenta prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a fost cu ei. Înțelegi? Poți să faci legământ cu Dumnezeu, poți să te închini în fiecare duminică și joi. Da? Poți să faci diverse acțiuni pentru Dumnezeu și să ai impresia că Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu să nu fie. Cum au realizat că Dumnezeu nu a fost cu ei? Pentru că cu tot cu chivotul care l-au avut cu ei, au luat bătaie. Și chiar chivotul a fost luat de filisteni. Cum îți dai seama că Dumnezeu nu este cu tine? Atunci când ești înfrânt în luptele care le-ai de-a lungul vieții. Sunt lupte spirituale și diavolul te înfrânge mereu și mereu. Și tu doar să ai impresia că ești cu Dumnezeu și să ai anumite acte de o religie, să faci anumite lucruri pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu fie cu tine. Religia fără trăire în ascultare de Domnul este doar de formă. Copiii lui Dumnezeu, în luptele lor, luptele de zi cu zi, în biruințele lor își dau seama dacă sunt cu Dumnezeu sau nu. Poporul acesta a fost nimicit. Aveau impresia că Dumnezeu este cu ei. Însă să nu ne înșelăm. Trebuie să trăim o viață de sfințenie și de neprihănire. Preoții trebuiau să trăiască în frică de Dumnezeu. Știți ce făceau preoții? Când veneau oamenii să aducă închinare, copiii lui Eli, veneau să aducă daruri, carne, trebuiau să, carnea să fie fiartă și abia după aceea să ia pentru preot din carne. Dar ei nu. Când veneau oamenii să aducă daruri de închinare din carne, ei luau furculița sau trimiteau pe slujitorilor, dă-mi acum, nu mai aștept până fierbe carnea. Și multe alte lucruri. Biblia spune că erau oameni răi. Preoți, oameni răi. Da? Oamenii răi merg la război, ei care trebuie să te conducă spre Hristos și ai impresia că Dumnezeu este cu tine. Da? Deci, dragii mei, dacă vrem ca Dumnezeu să fie cu noi, trebuie să fim oameni buni. Trebuie să trăim o viață de sfințenie și de curăție înaintea lui Dumnezeu. Putem să ducem chivotul cu noi, să facem actele acestea de închinare, să avem instrumente, să cântăm, să avem Biblie după noi, să citim în fiecare zi. Da? Dar în biruințele care le avem sau nu le avem, se vede dacă Dumnezeu a fost sau nu este cu noi. A fost sau nu a fost cu noi. Nu știu cum stai tu cu biruințe asupra păcatului. Da? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Să nu uităm că toți dintre noi suntem preoți ai lui Dumnezeu. Așa spune. Toți cei care credem în Hristos și ne-am întors la El, toți suntem numiți preoți. Vedeți cum trăim. Să nu avem doar impresia că Dumnezeu este cu noi. Da? Să trăim, să fim oameni buni, oameni cu teamă de Dumnezeu, oameni cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un caz când un păstor care avea o ungere deosebită și Dumnezeu lucra cu semne și minuni, trebuia să meargă într-o seară la o evanghelizare și în cursul zilei a fost într-o vizită la o familie, la niște prieteni. Și Duhul Sfânt îi spune la un moment dat, îi pune pe inimă la acest păstor și îi spune: du-te în camera cealaltă și roagă-te la Dumnezeu.
Și el parcă își spunea, Doamne, dar așa de bine sunt la, la prietenii aceștia, sunt la masă cu ei, cum să plec de aici și să mă duc să mă rog? Dar mă simt așa de bine acum. El seara trebuia să meargă la evanghelizare. Dumnezeu lucrase cu semne și minuni până în acea clipă. Și a zis, nu mă duc. N-a ascultat șoapta Duhului Sfânt. Nu mă duc acum la rugăciune. Și seara, frumos, evanghelizare, oameni mulți știau că vor fi semne și minuni și predică și se roagă și nimic nu se întâmplă. Și parcă simțea că e gol. Simțea că nu mai e Dumnezeu acolo cu el. A avut impresia că Dumnezeu va fi din nou cu el. Dar nu a fost așa. De ce? Pentru că nu a ascultat șoapta Duhului Sfânt când i-a zis, du-te și roagă. Și el a zis că dacă nu ascultă șoapta Duhului Sfânt, nu e o problemă, Dumnezeu îl va însoți și în seara aceea. Nu. E un preț care trebuie să-l plătești. Să asculți șoapta Duhului Sfânt, dacă Duhul Sfânt spune, du-te și spune la persoana despre Dumnezeu, du-te și roagă-te, du-te la închinare, trebuie să asculți de el. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze cu putere prin tine. Amin? Al treilea caz despre care vreau să vorbesc este din Judecători, capitolul 16, versetul 1 la 21. Judecători, capitolul 16, versetul 1 la 21. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Și a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis, când se va lumina de ziua, îi vom omorâ. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. La miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpi, a scos împreună cu zăvorul, l-a pus pe umeri și l-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au zis, înduplecă-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Și Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi care să nu fie uscate, încă aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Domnitorii filistenilor au adus Dalilei 7 funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funile acelea. Iar niște oameni stăteau la pândă la ea într-o odaie și ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și l-a rupt funile cum se rupe o oață de câlți când se atinge de foc. Și astfel n-au știut de unde îi venea puterea. Dalila a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog arată-mi cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuințate niciodată, ar slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și l-a rupt funile de la brațe ca pe oață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi, cu ce trebuie să fii legat? Și el i-a zis, n-ai decât să-mi plătești cele 7 șubițe de păr din capul meu în urzeala țăsăturii. Și avea pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul din lemn din pământ, urzeală cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o liniște de moarte. Și a deschis toată inima față de ea și a zis, biciu n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă că de data aceasta mi-a deschis toată inima lui și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul mâin. Iar a dormit pe genunchii ei și chemând un om, a ras cele 7 șubițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au
legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Un om al lui Dumnezeu care a fost judecător, judecător 20 de ani peste poporul Israel. A trecut și el printr-un moment în viață când a crezut că Dumnezeu este, avea impresia că Dumnezeu este mai departe, putea să facă orice, Dumnezeu va fi cu el și va avea aceeași putere. Însă s-a trezit că Dumnezeu l-a părăsit. Cine a fost Samson? Cu 7 codițe? Cu părul lung? A fost o persoană care a fost închinată Domnului încă din pântecele mamei. Judecător 13:1-5, te rog, o să citim câteva versete, o să vedeți. Un înger a venit la mama lui, mama lui era o femeie care nu putea să facă copii și s-a rugat la Dumnezeu mult ca Dumnezeu să-i dea și măcar un copil. Și îngerul Domnului s-a arătat lui Manoah, așa se numea tatăl lui Samson, da? Judecător 13:1-5. Dă-i mai departe, versetul 2-3. Deci era un om în Țoria din familia daniților care se chema Manoah. Asta era numele tatălui lui Samson. Nevasta sa era steapă și nu năștea. Dă-i mai departe, te rog. Îngerul Domnului s-a arătat femeii la mama lui Samson și a zis, iată că tu ești steapă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. O să dai mai departe, te rog. Deci i-a spus, copilul care vei naște va fi închinat Domnului încă din pântecele mamei. Cum să nu bei, de fapt, cum să nu bei vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat și mai departe, te rog, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Lasă-mi te rog aici. Aici este un lucru interesant. Spune. El va fi toată viața lui închinat Domnului și briciul, adică niciodată nu se va tunde. Va fi un nazireu. Nazireu cine? Erau oameni care se izolau de ceilalți oameni și își consacrau viața lui Dumnezeu printr-un legământ special. Și această consacrare pentru unii erau pentru o perioadă în care nu trebuia să-și taie părul și trebuia să trăiască în ascultare Dumnezeu, să nu bea vin, să trăiască în sfințire, să pună deoparte, sau alții au fost nazirii toată viața, închinați încă din pântele cel mamei, cum a fost Samson și Samuel, care mama lui Samuel l-a închinat pe Samuel de mic, l-a închinat Domnului și toată viața lui a fost închinat Domnului, a fost un nazireu și Samuel și Samson. Da? Deci Samson nu trebuia să fie ca ceilalți oameni. El trebuia să aibă plete. 7 șuvițe. Ce frumos arată. Dacă era în ziua de azi, ziceai că e Milli Vanilli, dacă ați auzit de informația aceea cu părul lung, da? Deci, nu știu cum ar fi arătat în biserica noastră dacă ar fi venit Samson. Însă, ce este interesant, că puterea lui Dumnezeu l-a însoțit în așa mare măsură pe Samson, încât era în stare să omoare un leu cu mâinile. Spune că a luat niște porci și le-a dus sus pe deal. Foarte puternic, cu o falcă de măgar au omorât 1000 de oameni. Avea o putere fantastică, pentru că Duhul Domnului era peste el. Era închinat Domnului. Da? Însă, Samson a trăit în așa fel încât nu a apreciat Duhul Domnului că este peste el. S-a căsătorit cu o filisteană. El trebuia să căsătorească cu o izraelită. S-a dus la părinții într-o zi și spune, am văzut o filisteană care îmi place, vreau să o iau de soție, mergeți și să mergeți. Nu avea voie, pentru că era un nazireu. Era un închinat Domnului, trebuia să-și ia neapărat o izraelită. Apoi, nu numai că a făcut lucrul acesta, s-a căsătorit. A trăit în așa fel încât se ducea la femei ușoare. Îi spune că cel puțin cu 2 femei a păcătuit. Adică să fii închinat Domnului încă din pântecele mamei și să curvești și să te duci să trăiești cum vrei. Da? Și al treilea lucru care i s-a întâmplat
de la părăsit, pardon, puterea, deci toate s-au adunat una după alta. A fost că nu a fost atent. Nu a fost atent ca să-i rămână părul netăiat. Părul netăiat însemna că el era închinat Domnului mai departe. Dumnezeu l-a îngăduit. I-a mai dat putere. Însă când a văzut că n-a apreciat nici lucrul ăsta, n-a avut grijă nici de păr să rămână, măcar pe exterior să rămână Anazireu, l-a părăsit și puterea. Și unii ar spune că puterea lui ar fi stat în păr. Nu în păr, ci faptul că nu a apreciat dedicarea lui. Părul arăta că era un nazireu. Dar ați văzut că a trăit în așa fel încât nu a apreciat Duhul Domnului peste el. Și de multe ori și noi trăim în așa fel. Încât nu apreciem că Duhul Domnului este cu noi. Trăim cum vrem, facem ce vrem și ne așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie mereu cu noi. Dacă Samson, care 20 de ani a fost judecător în Israel și a experimentat o putere extraordinară, Duhul Domnului era peste el. Toți filistenii se temeau de el. La un moment dat, Dumnezeu l-a părăsit. A avut impresia că Dumnezeu este cu el, dar n-a mai fost cu el. Așa că trebuie și noi să fim atenți. Noi toți care ne întoarcem la Hristos, noi de fapt ne închinăm viața Lui până la sfârșitul vieții. Noi ne închinăm Lui. Poate nu trebuie să ne mai lăsăm plete, cum și-a lăsat Samson. Însă trăirea noastră trebuie să fie în ascultare de Dumnezeu. Dacă noi nu apreciem pe Duhul Domnului care a venit în viața noastră atunci când am crezut în Iisus Hristos și L-am proclamat ca Domn și Stăpân, să nu ne trezim la un moment dat când ne confruntăm cu vrăjmașii că Duhul Domnului nu mai este peste noi. Avem o lecție. Avem o lecție aici. Să apreciem pe Duhul Sfânt când ne șoptește, când ne vorbește. Să apreciem, să trăim în ascultare de Dumnezeu și în frică de Dumnezeu. Vedeți? Oamenii al lui Dumnezeu, care au reputat victorii de-a lungul vieții, la un moment dat s-au trezit că Dumnezeu nu a mai fost cu ei. Au avut doar impresia că Dumnezeu este cu ei, dar nu a mai fost. Țineți minte în Scriptură că ne spune despre 7 fii al lui Sceva, care s-au dus să exorcizeze și ei. L-au văzut probabil pe Pavel, cum scotea draci în numele lui Iisus și au zis că merg și ei, că ei sunt preoți. Preoți după lege. Și au avut impresia că Dumnezeu e cu ei. Și s-au dus acolo într-o situație, un om demonizat, și au zis, parcă pe Pavel l-am auzit că spunea numele lui Iisus. Să ieși. Și au început să zică numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, să ieși. Și avea impresia că Dumnezeu e cu ei, dacă folosește formula care a folosit și Pavel. Însă nu s-a întâmplat așa. Omul acela care era posedat de drac a sărit asupra ei și a fugărit. Deci vedeți și erau preoți. Să fim foarte atenți. Nu formulele care le folosim sunt importante. Important e ca cei din lumea spirituală, îngerii buni și răi, să ne recunoască că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, dacă ai fi fost în situația fiilor lui Sceva și erai în camera aceea, persoana aceea, ce ar fi spus despre tine? Și tu să vii acolo și spui numele lui Iisus. Ce ar fi spus despre tine? Ar fi spus că pe Pavel îl știu, pe Iisus îl cunosc, dar tu cine ești? Sau ar fi fugit când te-au fi văzut pe tine? Pentru că Duhul Domnului era în tine. Înțelegeți? Trebuie să fii în situația ta.
De multe ori ai impresia că Dumnezeu este cu tine, dar nu. Nu este așa. 1 Ioan 3:8 spune așa: cine păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Cine păcătuiește, hai să repetăm cu toții, cine păcătuiește este de la, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Deci dacă a venit Domnul Iisus Hristos în viața ta, înseamnă că tu nu mai trebuie să păcătuiești. Versetul acesta spune că tu, dacă ești copil al lui Dumnezeu și păcătuiești în continuare, nu mai ești de la Dumnezeu, ești de la diavol. Căci diavolul păcătuiește la început. Deci să nu ne jucăm cu păcat. Să nu ne jucăm, cum să zic, și să nu avem impresia că dacă noi am făcut un legământ cu Dumnezeu, dacă venim la biserică, dacă facem anumite lucruri, dacă citim Biblia și mai cântăm câte o cântare, să nu avem impresia că Dumnezeu este cu noi. Cine păcătuiește este de la diavol. Cine nu păcătuiește este de la Dumnezeu. Viceversa, da? Cine păcătuiește este de la diavol, cine nu păcătuiește este de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Ți s-a întâmplat vreodată să trăiești, să ai luptele tale, luptele vieții tale, așa, în diverse situații din... Și să ai impresia că Dumnezeu e cu tine și că va fi cu tine și vei avea biruință și tot. Și să te trezești că ești înfrânt. Să te trezești că doar ai avut impresia că Dumnezeu este cu tine. Ce să facem dacă se întâmplă lucrul ăsta? Ce să facem dacă ne vedem înfrânți? Ce să facem când realizăm că în anumite situații Dumnezeu n-a fost cu noi? Ce să facem? Să ne mărturisim Domnului, să ne pocăim, să ne cerem iertare. Să ne cerem iertare. În cele 3 cazuri care vi le-am prezentat în Scriptură, în cele 3 cazuri pe care vi le-am prezentat din Scriptură, despre Acan, despre fiul lui Eli și despre Samson, care a fost finalul vieților? Acan și toată familia lui a fost nimicită și a murit. Samson a rămas orb și a fost rob și învârtea la omoară și a murit, știți cum scrie în Scriptură, s-a rugat la Dumnezeu să-i mai dea putere o singură dată și a căzut în întreaga clădire atunci cu filisteenii. Fiii lui Eli ce s-au întâmplat? Au murit pe câmpul de bătălie, preoții al lui Dumnezeu, cu chivotul lângă ei. Și au murit. În toate cele 3 cazuri, finalul n-a fost frumos. De ce? Pentru că au avut impresia că Dumnezeu este cu ei tot timpul. Au avut impresia că dacă trăiesc, sunt oameni răi și trăiesc cum vor și n-ascultă de Dumnezeu. Și nu trăiesc o viață închinată Domnului tot timpul. Dumnezeu va fi cu ei. Și zic, bă, ăsta e al meu, m-a făcut botezul când? În 2012, în 2013. El știu că a făcut la anul vieții. Poate să trăiască cum vrea. Eu voi fi cu el. Să n-ai impresia. Dar dacă totuși realizezi că s-a întâmplat, ce-ai fost? Ți-ai dat seama în circunstanțele vieții că Dumnezeu n-a fost cu tine în anumite situații. Trebuie să te pocăiești, să ne pocăim. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să mărturisim Domnului situațiile sau păcatele care le-am făcut. De multe ori n-am ascultat șoapta Duhului Sfânt. Și
am vrut să avem putere și biruință. Nu s-a întâmplat vreodată să simți că totul e gol? Să vii la biserică și parcă e gol. Nu te mai atinge o predică, nu te mai atinge o cântare. Să simți că Dumnezeu e departe de tine. Nu ți s-a întâmplat lucruri de genul ăsta? Nu ți s-a întâmplat când e duminică dimineața și trebuie să vii la închinare? Să spui, dar azi nu mai e important, las că fac altceva, mă duc în altă parte. Ba pot să stau în pat, dar nu mai vreau să trezesc copiii, vreau să doarm și mai mult. Sau diverse, diverse situații. Îți mai șoptește Duhul Sfânt. Vino la închinare. Vino. Deschide-ți inima. Tu trebuie să fii la adunare cu frații. Haideți să ne rugăm cu toți, să ne cerem iertare.